eu pe sub piele. Când drumul e greu, mama, devin o fiară. Alături de noi în această dimineață este și prietena emisiunii noastre, Cela Sera Rogen. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Cela Sera! De multe ori în familie părinții nu se înțeleg bine și au loc discuții, certuri aprinse care pot afecta copilul. Cum resimte însă, cum resimt copiii însă aceste tensiuni din casă și cum le pot face față astfel încât să crească și cât de mult îi afectează normal. În viață. În timp. Exact. Foarte multe persoane vin la mine cu ideea, uite, eu nu divorțez, deși sunt într-o relație dificilă și toxică din cauza copiilor. Dar cel mai interesant vin și adulții care au fost copii și îmi spune, știi, am auzit de multe ori în casă că părinții nu divorțau pentru mine. M-am simțit mereu atât de prost și m-am simțit mereu atât de încărcată că eu aș fi un motiv pentru care ei stau împreună, deși nu se mai iubesc, deși nu mai vor, că îmi venea să scap de acasă. Deci ăsta este un mesaj, un semnal de alarmă, că noi atunci când facem sacrificiu pentru copii și stăm împreună într-o relație în care nu ne mai înțelegem, chiar nu mai este nicio șansă, am încercat în toate felurile și ceva nu funcționează, este că nu facem decât să-i afectăm pe copii, nu-i facem decât să creștem adulți dezechilibrați emoțional, care și cărora le punem pe umerii lor foarte mici de copii niște responsabilități. Adică ei înțeleg că mama cu tata se ceartă, nu se mai iubesc cumva, dar stau împreună din cauza lor. Și atunci acest lucru doare, copiii se simt vinovați cumva pentru că ei nu înțeleg acest lucru și deși vor părinții împreună, dar nu vor în condițiile alea. Adică eu am auzit de multe ori mama mai bine se despărțea decât să mă crească în acele condiții, mai bine tata pleca sau așa și noi ne vedeam de treaba noastră decât să aud atâtea urlete, certuri care m-au afectat foarte tare și a la long, atunci când ne căsătorim și suntem copii din relații în care disfuncționale, în care părinții s-au certat, atragem cumva și noi același tip de relație disfuncțională și învățăm să țipăm atunci când ne deranjează ceva, nu știm să comunicăm în mod normal, învățăm să urlăm, învățăm să ne supunem, de exemplu, dacă mama a fost supusă, învățăm să ascultăm de o persoană care poate ne abuzează psihic și este o relație toxică din care nu ieșim, pentru că așa cum mama sau tata s-a sacrificat să stea într-o relație care nu mergea, învățăm să ne sacrificăm și noi la rândul nostru. De ce? Că primul exemplu pe care l-ai în casă sunt părinții și că vrei sau nu, mai târziu îi imiți. Fetele se spune că l-ar căuta pe tata în relații și băieții pe mama, dar nu e adevărat, depinde ce relație ai în casă care nu este, adică dacă te cerți mai mult cu mama sau cu tata, nerezolvată, rămasă nerezolvată, cumva îți atragi partenerul ca să rezolvi acea problemă. Deci, clar, acele lucruri noi credem că îi ajutăm pe copii, dar nu îi ajutăm. Și atunci, ori reușim ca în fața lor sau când sunt ei acasă să vorbim pe un ton normal despre lucruri chiar dificile, ori dacă nu, sincer, îmi asum acest lucru, nu este un lucru simplu de spus, dar mai bine divorțăm și mergem fiecare pe calea lui și încercăm să fim fericiți, să ne îndeplinim visurile ca și părinte, chiar dacă single, îi ajutăm mult mai mult pe copii în modul acesta. De ce? Pentru că copilul înțelege că nu se termină lumea, noi nu suntem jumătăți. Auzim de foarte multe ori jumătatea mea, eu sunt jumătatea, m-am găsit jumătatea. Nu suntem nicio jumătate. Fiecare dintre noi este un întreg, unic, extraordinar, care are resurse în orice moment, chiar dacă n-a lucrat niciodată sau chiar dacă depinde de soț sau de soție, găsește acele resurse, trimite acea intenție în univers că are nevoie de un job sau că are nevoie să fie ajutat și cumva lucrurile se întâmplă aproape matematic în momentul în care își hotărât. Așa că aș invita la o reflexie foarte profundă când avem copii, când țipăm și urlăm, nu numai în fața lor. S-a descoperit mai nou, copii mici, foarte mici, bebeluși, la 2 luni, la 5 luni, la 7 luni, până la 2 ani, înregistrează tot ce aud la părinți. Noi credem că e bebelușul mic acolo, nu? Împătuți, ne vedem de treaba noastră, ne jignim, ne insultăm sau cine știe ce facem.
Iar bebelușul are un sistem care se duce direct la nivel subconștient, că el nu e conștient de cine și pe ce lume trăiește, și codifică, dragii mei, în memoria subconștientă, codifică tot ce aude, păreri despre viață, genul viața e o luptă, viața e grea, relația nu merge niciodată, e un compromis. El le codifică, decodifică o parte în jur de 13-14 ani și partea despre relații, când începe să aibă relații, gen 20 de ani, 19 ani, și le ia ca și părerea ale lui, că viața e o luptă, că viața e grea, că oamenii sunt răi, că relația e o suferință sau relația este un compromis. Și nici nu știe de unde are aceste idei, dar le are ca un adevăr, ca o axiomă, care înseamnă o problemă care nu are nevoie de demonstrație. Le ia pur și simplu. Și vă dați seama că tot viitorul acelui copil este compromis din această cauză. Deci foarte important să comunicăm în mod civilizat. Dacă avem ceva de discutat, și bineînțeles că în orice familie există, și la mine în familie există câteodată disensiune sau tensiune, dar ne facem semn și mergem în mașină, dacă știm că nu ne putem, mergem 5 minute sau facem cumva să îi menajăm pe copiii noștri de aceste lucruri și să nu audă vreo voce ridicată sau ceva. Dacă nu, discutăm despre acele lucruri, dar strictul necesar, cât să nu deviem de la discuțiile noastre și de la un ton. Ce ne mai ajută? În momentul când suntem furioși și nu ne putem abține să țipăm, e important să facem un exercițiu cu noi înșine. Cu cât ne enervăm mai tare, cu atât să micșorăm tonalitatea vocii. Adică e un exercițiu care să intre la nivel subconștient, ca orice lucru pe care eu îl discut pe ton de furie, să am un ton micșorat. Deci cu cât mă enervez mai tare, să-l micșorez. Pare puțin imposibil, dar nu este deloc, dacă îl facem prin repetiție conștient. Și nu numai, celălalt are tendința să ne imită. Adică în momentul în care încep să micșorez vocea, cumva automat o micșorează și el și e mai atent să te audă, îi se pare că nu mă ascultă. Și atunci nu mai are acea reacție să vrea să te jignească, să te insulte la ceea ce spui, da. Deși spui aceleași lucruri. Dar certurile astea violente între părinți, cu înjurături, cu bătăi, cât de mult afectează viața unui copil? 100% afectează viața unui copil și 100% îl deviază de la cine este menit să fie, de la personalitatea lui. Poate să devină și un om de succes material, un profesor sau un fotbalist sau un om de știință de succes, dar care pe partea sentimentală, pe partea romantică, pe partea personală, și am cunoscut foarte multe persoane așa, deși a inventat lucruri, un om de știință sau un profesor universitar, partea romantică, partea personală este praf emoțional. Nu reușește să lege o relație ca lumea, nu reușește să stea, să-și asume. Și dacă ați văzut, din ce în ce mai mulți copii ajunși adulți nu-și asumă o relație. Oamenii se căsătoresc mult mai greu, sunt mult mai suspicioși. Toate lucrurile vin din aceste certuri, pentru că noile generații au mult mai multă informație. Capacitatea creierului nostru de a înțelege în milioane de ani s-a mărit cu sutim, dar care înseamnă enorm de mult. Deci generația nouă este mult mai deșteaptă decât generația mea, să zice. Înțeleg mai repede copiii lucrurile cum stau, iar noi încercăm să-i păcălim ceea ce facem în dezavantajul lor, dar îi ajutăm să fie dezechilibrați emoțional, suntem doar atenți la note și ne scapă inima lor și ne scapă sufletul lor, ne scapă emoțiile lor pe care nici măcar nu învățăm să le exprime. Cum ajutăm un copil să ne ajute să nu mai îl rănim emoțional? Există un joc în care, să zicem, mama și cei doi copii sau trei copii, chiar dacă tatăl nu participă, nu crede, că de obicei noi femeile stăm mai mult cu copiii, în care facem jocul adevărului și spunem așa, uite, spune-ți părerea despre tine, spune despre fratele tău, despre mama, și nimeni n-are voie să comenteze nimic, ci pur și simplu spunem o părere. Și ajunge la fiecare și atunci îți spune, uite, mama, eu așa am aflat că vorbeam cam mult în mașină când l-am luat de la școală la telefon și n-am mai vorbit la telefon sau mă deranjează când faci asta. Și n-am comentat, dar am reflectat asupra lucrurilor și așa îți dai seama ce îl afectează pe copil, mai ales că este un joc și el, lui place să intre în jocuri. Și vă mai dau un lucru extraordinar care
pe mine m-a ajutat foarte mult cu copiii mei, când suntem la masă, după ce am terminat sau chiar înainte, să luăm sarea sau un prosopel și să-i spunem, uite, vreau să ghicești ce emoții am acum. Și te încrunți așa și pui sarea pe masă. La urmă zâmbești și pui sarea sau îi dai sarea sau prosopelul. Așa copilul învață ce înseamnă emoțiile, ce înseamnă tristețe, supărare, nerv, furie. Și se poate exprima, mama, sunt furios când tu faci asta. Sau tata, simt, nu mă simt bine, simt tristețe. Deși copiii sunt mici, ei au nevoie să se exprime. Pentru că nu știu, încep să se ceartă, să fie rebel la școală, să se îmbrace într-un anumit fel, să facă piercing mai târziu. Astea sunt dovezi că nu se suportă pe ei înșiși. Asta este cel mai grav lucru care se întâmplă. Că nu, da, da, tatuaje și lucruri. Nu, că nu sunt frumoase, nu sunt împotriva la nimic și nu sunt aici să judec. Stilul de a se îmbrăca, coafiuri, exact, ciudate și da, tot exact, felul. Este când eu nu am învățat să mă iubesc pe mine însumi, mă modific. Încerc să-mi fac un inel în nas, în limbă, în urechi, ceva care să mă îmbunătățească, pentru că de la părinți am înțeles cumva că sunt defect, că nu sunt bine așa cum sunt, cumva ei nu erau mândri și nu erau fericiți să mă aibă, se certau tot timpul și conectez lucrul ăsta și atunci îmi fac tot felul, ați văzut, duse la extreme, în care vreau să arăt ca un tigru, în care vreau să-mi pun coarne. Asta suntem noi, oamenii, foști copii, dezechilibrați emoțional, în care nu ne suportăm pe noi, nu ne acceptăm și facem orice. Și Michael Jackson, care și-a făcut 200.000 de operații estetice și a albit pielea și a întins părul și tot nu a reușit să se iubească, să se accepte, deși era un talent extraordinar, a murit nefericit. Deci lucrurile se întâmplă ca un bulgăre de zăpadă mic care ajunge o avalanșă din Himalaya, în momentul în care creștem mari și creștem în aceste medii toxice. Este foarte important să înțelegem acest lucru. Învățați copiii voștri despre emoții ca să se poată exprima la un moment dat, că deși ei suferă, nu știu să se exprime, că nu știu ce simt. Simt ceva, nu le convine, dar n-au cum să exprime acel lucru. Celasela, îți mulțumim, mulțumim foarte mult. Căutați-o pe Celasela Rogen pe Facebook, acolo faceți foarte multe live-uri pe care eu le urmăresc, să știi. Îți mulțumesc că ești fanul meu, mulțumesc mult de tot. Ne luăm acum o scurtă pauză.